Totul se scumpește, așadar a fost înregistrat un nou record negativ al inflației. Aceasta a sărit de 15% în luna iunie după o creștere de 0,6 puncte procentuale față de luna mai. Să vedem ce s-a scumpit cel mai mult, care sunt cauzele acestei creșteri. Alături de mine se află Cătălin Deacu, jurnalist TVR. Cătălin, bună dimineața, bine ai venit! Haideți să explicăm pentru toată lumea de unde a apărut acest vârf, acest nou record al inflației în primul și în primul rând. Sunt mai multe aspecte. În primul rând, este cea mai ridicată rată anuală a inflației din ultimii 20 de ani. Practic, acest nivel nu a mai fost atins din 2002. Pe de altă parte, această rată anuală a inflației de 15,1% din luna iunie este cu mult peste prognozele băncii naționale. Prognoze care dădeau pentru luna iunie o rată anuală a inflației de 14,6%. Deci mult mai mică. Ce s-a întâmplat deja? De fapt, în primul rând, am avut scumpiri foarte, foarte mari în energie, în domeniul energetic. De altfel, dacă ne uităm cum arată topul scumpirilor, vedem acolo gazele naturale s-au scumpit cu aproape 90% în ultimul an. Pe locul secund avem în această categorie a mărfurilor nealimentare energia termică, 23% scumpire, energie electrică 17%. Toate aceste scumpiri în domeniul energetic au produs practic un efect în lanț. Da. Au crescut cheltuielile de producție. Și tocmai de aceea putem vedea ceea ce avem noi pe ecran. Exact, și le explicăm, că avem timp să le explicăm foarte bine. Spune-mi, te rog frumos, prognoza BNR-ului era mai mică, ai spus. Așa este. Până așa într-un punct procentual, practic. Nu a luat în calcul toate aceste scumpiri sau posibilități? Unde a fost ajustarea? Sau? Între timp a apărut un război. Toate calculele, toate socotelele au fost date peste cap. Și tocmai de aceea am ajuns în această situație. Avem scumpiri record și la alimente. Ne uităm aici uleiul și ce este foarte interesant. Deci, practic, scumpirile au fost generate în primul și în primul rând de acest război. Iată, uite, avem și la gaze 89,5%, carburanți 41%. Asta toate au generat valurile acestea de scumpiri. Da, în primul rând avem o problemă internă. Sunt aceste cheltuieli mai mari de producție din domeniul energetic care au dus la ceea ce avem noi aici pe ecran. La alimente mai scumpe, fabricile de ulei, de exemplu, consumă curent. Materiile prime s-au scumpit foarte, foarte mult. După cum putem vedea, o creștere foarte mare, aproape 50% la prețul uleiului. Cartofii pe locul secund, 40%. Pâinea și alte produse de bază și aici avem scumpiri. Asta este pe de-o parte ce s-a întâmplat, cum s-ar spune, în gospodăria noastră, la noi în țară. Pe de altă parte, noi mai avem o problemă. România importă foarte mult. Chiar mă uitam ieri pe statisticile oficiale, care arată că importurile au crescut în primele 5 luni ale anului cu peste 28%. Deci asta înseamnă că și deficitul comercial a crescut. Exact. Practic am fost nevoiți să importăm, să plătim mai mult pentru a avea produse de strictă necesitate, bunuri de care avem neapărat nevoie în viața noastră de zi cu zi, da? 50 de miliarde de euro în plus de la începutul acestui an. Care este riscul aici? Ce s-a întâmplat de fapt? Și aceste importuri au fost mai scumpe. De când a început războiul, după cum bine știm, am văzut situații creșterii de-a dreptul explozive la unele prețuri. Da. Am văzut la grâu că s-a scumpit foarte mult cu 30%. Am văzut ce s-a întâmplat cu petrolul. De fapt, cu toții putem vedea ce s-a întâmplat la pompă. Cum au sărit prețurile de la 6 lei pe litru, am ajuns la 8 lei pe litru. Acestea sunt mărfuri pe care noi le importăm masiv, în cantități foarte, foarte mari. Evident că ele au venit cu niște prețuri mai mari la noi în țară și tocmai de aceea au generat și ele la rândul lor inflație. Deci, practic, am fost, Eugen, cum s-ar spune, atacați cu ghilimele de rigoare pe două paliere. Exact. Dar fii atent, am citit o știre foarte interesantă de ieri că euro a atins nivelul minim de până acum, e aproape la paritate cu dolarul. Nu cumva asta ne va ajuta pe viitor la importurile astea, pentru că, iată, voi importa puțin mai ieftin sau a scăzut și leu în același timp? Da, e foarte interesant ce se întâmplă aici. Dacă ne referim strict o sensul la euro, într-adevăr, el în raport cu dolarul s-a mai depreciat. Cum ne-ar ajuta pe noi un euro mai slab, să spunem așa? Ne ajută pe relația cu Uniunea Europeană. Când noi cumpărăm, schimbăm lei ca să cumpărăm euro și să aducem produse din Uniunea Europeană. Ce importăm noi din UE? Mașini și așa mai departe. Pe de altă parte, problema aici este legată de dolar. Când dolarul se apreciază față de euro, noi avem nevoie de dolar pentru a face importuri din afara Comunității Europene. Exact. Statele Unite, China mai ales. Să ne imaginăm câte produse aducem noi din China. Da. De la jucării până la haine, până la electrocasnice. Exact. Deci și nu prea ne ajută în balanța comercială în acest moment un euro mai scăzut. Dar, să revenim. Am o întrebare foarte importantă.
ne arăți aici 15,05% inflație record iunie 2022. Da, dar uleiul e aproape 50%, cartofii 42%, pâinea 23%. Eu când mă duc la magazinul alimentar, tu când te duci, sau telespectatorii noștri, da? Asta nu înseamnă 15%. Asta înseamnă mult mai mult. Hai să explicăm acest fenomen, pentru că lumea spune, mă, nu cu 15% s-a scumpit, eu dau dublu la magazin când mă duc, nu pe alimente. Așa este, pentru că acest 15% pe care noi îl vedem este o medie pe țară, o medie a prețurilor. Deci nu... Cei de la INS ce fac de fapt? Ei iau un coș de produse. Deci practic e o medie ce avem noi aici. O medie a scumpirilor. În viața reală? Situația este altă. E mult mai gravă. Inflația de la colțul străzii. Exact, inflația da, pe care noi o întâlnim în piețe, în magazine. Da. E cumva cu totul alta și diferă foarte mult și de la caz la caz de ce produse cumpărăm. Mi-aduc aminte, uite, banalul covrig. A ajuns 2 lei. Era o situație... Era un leu acum vreo 5 ani. Da, dar cred că și anul trecut era un leu 50 sau... Da. Franzela la fel. Nu cred că găsește o franzelă mai ieftină de 2 lei. În condițiile în care anul trecut, prin țară, se mai vindea și cu un leu. Din când în când. Da, da, da. Deci poți să ai, discutăm și de creșteri de prețuri mult mai mari decât cele pe care noi le vedem aici, pâinea, poftim, 23%. Da, și... dar asta înseamnă coșul de bază. Să revenim la acest coș de bază, care nu este foarte bine definit oricum la noi, dar coșul nostru zilnic, da, este mult mai mare decât acest 15% în cazul acesta. Așa alimentele este, de bază, alimentele esențiale, da? Bun, la asta ne referim. Mă mai uit la ceva. Totuși, gazele s-au scumpit cu aproape 90%, da? Uleiul, cartofii, pâinea la jumătate. Deci, practic, undeva a fost o compensare. De unde ar putea veni? Pentru că, te întreb, ne așteptăm la o inflație și mai mare? Adică toate aceste alimente de bază să se scumpească și mai mult de acum înainte? Bun. Cei de la Banca Națională asta au anunțat, că nu vom scăpa de aceste scumpiri foarte curând. Că această tendință de creștere a prețurilor într-un ritm accelerat va continua inclusiv spre toamnă. Abia de acolo ar așa putea să... Și fermierii, dacă nu mă înșel, acum vreo două zile au declarat cei din agricultură că încă nu am ajuns la vârful prețurilor în momentul de față. Nu am ajuns, se pare că nu am ajuns. Și plus de asta... Revin de la începutul discuției. Chiar discutam despre o prognoză pe care BNR-ul o făcuse inițial. Ei dădeau un vârf al scumpirilor în iunie de 14,6%. Iată așadar că noi suntem peste el. Peste el. De ce este... Nu știm ce va urma. Asta este marea problemă. Uite ce se întâmplă acum în agricultură, că este secetă. Secetă, da. Chiar stăteam de vorbă cu un fermier și îmi spunea că pur și simplu ceea ce a pus în primăvară și ce urmează să scoate acum în toamnă la recolte, calamitat pe anumite areale în proporție de 100%. De aici există un mare risc din agricultură. Adică există posibilitatea ca prețurile, materiile prime, să crească și mai mult. Ce se întâmplă, de fapt, dacă vom avea preț mai mare la grâu, la porumb, la nu știu ce? Uite, de exemplu, la floarea soarelui. Exact. Fiind materie primă, ne poate influența și mai mult prețul uleiului și tot așa. Deci, din agricultură există acest risc ca prețurile să crească și mai mult. Petrolul, la fel. Așa. Iar nu știm ce se va întâmpla. Acum cotațiile sunt în scădere, dar să nu uităm că Uniunea Europeană a luat decizia să nu mai importe țiței din Rusia. Să nu uităm că Nord Stream 1 ar fi închis pentru reparații 10 zile, după care mulți se așteaptă să nu mai curgă gaz prin acea conductă. Exact. E posibilitatea creșterii prețului la gaz în continuare. Bineînțeles, așa este, pentru că așa cum discutam puțin mai devreme, noi fiind dependenți de importuri, nu putem să nu luăm în calcul toată această conjunctură externă. Da. Dacă prețurile sunt volatile acolo, se schimbă, cresc, evident că și pe noi ne influențează, pentru că facem parte, până la urmă, dintr-o economie globală. O altă întrebare foarte interesantă, pentru că mi-ai spus un lucru interesant, BNR-ul nu a luat în calcul și acest conflict la un moment dat când a făcut această previziune de inflație de 14 și ceva la sută. Asta înseamnă că dacă nu am fi avut conflictul, războiul acesta, oricum creșteau prețurile în felul ăsta? Oricum creșteau. Pentru că să ne aducem aminte că noi venim din pandemie, unde iarăși am avut foarte multe scumpiri. Am avut acea criză energetică din toamna anului trecut, când a început să se... Îți amintești ce s-a întâmplat cu gazele, cu energia electrică? Și tocmai de aceea autoritățile au intervenit și au aplicat o schemă de sprijin.
Da, da, da. Cumva eram pe un trend crescător. Problema este că noi de fapt avem acum niște crize suprapuse. Aveam criza COVID, criza prețurilor pe care am moștenit-o din pandemie, din perioada pandemiei. Peste aceasta a apărut această criză generată de prețurilor generată de război la unele produse de bază. Am văzut ce s-a întâmplat cu uleiul, de exemplu, cu floarea soarelui, Ucraina nu mai exportă. Adică da. Piețele externe au fost cumva date peste cap de această situație. S-au întrerupt anumite fluxuri de aprovizionare. Și acum rămâne de văzut ce va urma. Să nu apară, se discută foarte mult despre o criză alimentară la nivel global. Ce va fi această criză alimentară? Va fi una a prețurilor și mai mari? Sau una a lipsei de produse, a unei exact, cantități penurii. Mai mici, da, penurii, exact. Penurii. Și evident că sunt foarte multe riscuri și de asta și probabil și pentru cei de la bancă BNR e dificil să prognozeze ceea ce se va întâmpla. Și să nu uităm, Eugen, așa? Noi de la 1 august iar avem creșteri de prețuri. Da. Avem modificări pe codul fiscal. Se discută deja despre majorări de accize la unele produse, la alcool, tutun. Deci să ne așteptăm că nu se vor liniști lucrurile. În 2002 a fost recordul de inflație, 24%, ceva de genul acesta. Care este situația anul acesta și în această perioadă? Este mai rea decât atunci? Va dura o revenire? Cât va dura revenirea asta? Mai mult sau mai puțin? Sunt, sigur, acum avem un război. Da, asta e cea mai mare problemă. Asta este de fapt. Că sunt situații cumva diferite. Noi acum suntem în Uniunea Europeană, s-au schimbat cumva datele problemei și puterea de cumpărare a mai crescut. Pe de altă parte, tot astăzi au apărut statistici de la Institutul Național de Statistică legate de puterea de cumpărare și este foarte interesant. Da. Deși veniturile cresc, ele nu simt pasul cu rata anuală a inflației. Ce înseamnă asta? Practic, prețurile cresc mai mult decât veniturile la ora actuală. Da, și scade puterea de cumpărare a românilor. Mulțumesc, Cătălin Deacu, pentru aceste precizări. În legătură directă cu noi este și Adrian Negrescu.